Mamă, ce se întâmplă? Mamă, ce mă doare capul, zici că de-abia m-am născut. Doctor? Nu se poate, nu se poate așa ceva. Este prima dată de când sunt doctor când văd așa ceva. Dar ce vedeți? Ești un bebe de foc! Ce bă? Oameni buni, de-abia m-am născut efectiv. Sunt la creșă sau la grădiniță în momentul de față și nu înțeleg de ce sunt un bebe. Și de foc? Da, practic nimeni nu știe cine sunt părinții tăi sau cum ai apărut, dar un lucru e cert. E singurul caz din lume. Ce bă? Păi și practic, eu în momentul de față sunt un bebe de foc și așa m-am născut. Mamă, frate, de-abia aștept să cresc. Că în momentul de față sunt bebe. Adică, cui îi place să fie un bebe? Mie nu-mi place. Oare pot să mănânc tortul ăsta? Hei, bebe de foc, nu ai voie să mănânci tortul ăla. Da, voiam și eu că era bun. Hai, mă, frate. Mă dau pe gheață! Ce tare! Apa, că sunt în apă! Nu știu să nuat! Ajutați bebele! Și nu-mi place apa! Și nici gheața nu-mi place dacă stau să mă gândesc. Eu, până la urmă, sunt bebe de foc. La 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 la, ce bebe frumos sunt! Băi, ce? Voiam și eu să mă duc la școală și ce se întâmplă? Maria, Ioana, Alexandra? Ce este asta? Este un bebe mic de foc? Hei, da, de ce vorbiți așa? What, a început să și plouă. Nu-mi place apa, bă, stai! Eu sunt de foc! Bine că s-a oprit. What? Ce chestie mai e și asta? Hei, m-ai făcut cumva o chestie? Mă, dar de ce toată lumea se uită așa la mine? Nu știu, e o ciudățenie. Eu clar nu-mi las copilul să se joace cu el. Ce, mă? Hai, mă, frate, nici nu mă mai duc la școală, știi ceva? Efectiv, nimeni nu mă primește și toată lumea râde de mine și au impresia că sunt o ciudățenie doar pentru că sunt, efectiv, un bebe de foc. Hai, mă, frate! Uai, bă, frate, dar nimeni nu vrea să se joace! Andrei, salut, eu sunt Silent, bebe Silent, dacă mă cunoști. Ai vrea să fim prieteni? Eu sunt Andrei, sunt băiat mare și nu mă joc cu bebeluși mici de foc. Hai, mă, știi ceva? O să iau mașinuța asta. Mamă! Savantule, te rog eu frumos, nu mai vreau să fiu un bebe mic de foc. Toată lumea râde de mine, nimeni nu vrea să se joace cu mine. Nu mai-mi place. Am înțeles, bebe, este o problemă destul de mare, înțeleg. Păi și ce-ai vrea să fac? Nu știu, dacă ai putea să dai timp înainte să nu mai fiu bebe. Sigur, intră portalul din spatele meu. Ce, bă? What? E un portal verde? Ok, presupun că o să fac asta. Dacă apăsați butonul de like, pentru că, băi, eu n-am chiar atât de mult curaj să o fac, așa că am nevoie de puțină încurajare. Un subscribe, un clopoțel și ce să mai încolo și încoace. Cred că până și Teddy m-ar susține în chestia asta, nu-i așa? 3, 2, 1, pa, savantule. What? Mă, ce? Oameni buni, unde sunt? Bă, frate, am ajuns la oraș! Ai de capul meu cum se vede totul aici! Păi, și, sunt normal? Ha, normal că nu sunt! Iar sunt de foc! Dar, de fapt, cred că asta e viața mea, efectiv, să fiu de foc. Ha, în orice caz, întrebarea mea e unde locuiesc? Adică asta e singura mea problemă. Cred că aici sau ce? Ua, copile, stai cu minte! Ua, nu văd la televizor! Mă, ce? Ce? Ce e? Stai cu minte? Am zis? Mă, ce? Ce se întâmplă aici? Bă! Nu vreau, încerc să mă uit și eu la televizor? Nu vreau? Nu te las? Ce?
Bă, eu nu înțeleg ce se întâmplă. Unde e tactul în spate? Bună dimineața! Unde ai fost până acum? Tati, ce mă, cum i-a zis ăla? Stai o secundă, eu nu înțeleg exact ce se întâmplă aici, adică eu tocmai ce-am ajuns, adică trebuie să duci copilul la grădiniță, nu mă interesează ce spui tu acolo, hai, stai, hai, repede, mă, ce se întâmplă, repede, stai o secundă, tu cine ești? Vreau suc! Nu cred că ar fi ok pentru un copil să... Cola? Nu cred că ar fi ok pentru un copil să bea cola, în niciun caz. Cred că asta e exclusă. Te rog! Ok, în primul și în primul rând... Asta e cumva copilul meu? Și cumva aia era soția mea? Și era de apă, iar eu sunt de foc și... Copile, tu din ce ești făcut? Eu sunt apă și foc? Aolo, e clară treaba. Cred că am ajuns prea în viitor. Ajutor! Nu, așa ceva nu e posibil, așa ceva. Ce? Tati? Cum mi-a spus, mă? Dar grădinița e pe aici. Ok, presupun. Băi, fraților, deci... Hei, stai, mergi aici, stai o secundă. Băi, nu poate să fie reală chestia asta. Da, cred că ziua asta e cel puțin interesantă. Ok, hei, aha, ai venit. Da, am venit. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Îmi stă părul bine? Da, presupun, adică nici nu văd prea bine că ai un strat mare de apă sau ceva, dar da, știi cum suntem noi ăștia din familia de apă? Ne uităm mereu în oglindă. Așa e. Auzi, dar de curiozitate, aveam o mică întrebare. Tu cine ești? Ce, mă? Nu, adică... întreb pentru că... Cum adică cine sunt? Sunt soția ta! Ce, mă? Nu, stai, ai și uitat? Nu, stai o secundă, n-am căsătorit acum un an? Nu, stai! Deci nu înțelege, efectiv... Nu. Cum explic așa ceva? Și ne-am mutat aici în apartamentul ăsta mic momentan. Nu, stai, ok, poate așa e, poate până o să ne cumpărăm ceva mai mare. Ok, da, poate chiar așa e! Scuză-mă, gen, când sunt agitat încep să dansez. Ideea e în felul următor, am ajuns aici printr-o greșeală. Eu nu știu când s-a întâmplat toată chestia asta. Ideea e că eu am folosit un portal dat de un savant care m-a adus în viitor și practic eu eram un bebe de foc, da? Deci eram doar un bebe și efectiv am ajuns aici căsătorit cu tine, având un copil. Eu nu știu ce se întâmplă. Nu știu, adică mă înțelegi? Stai, de ce râzi? Eu cred că ai nevoie de niște mâncare. Nu am nevoie de niște mâncare, am nevoie de niște ajutor. Pe bune? Ai nevoie de o ciorbă, ceva. Stai, dar nu mi-e foame. Mănâncă? Ok, presupun, dar ia zi, cum e? E bună. Bă, n-arată rău, sincer. Chiar m-am chinuit, dragule. Trebuie să-ți placă. Da, chiar îmi place. Nu știu cum să scap de aici mai repede, oameni buni. Efectiv, credeți-mă, nu aici e locul meu. Da, mă duc puțin până afară, revin imediat. Băi, fraților, asta e o nebunie totală. Bă, dar eu stai așa, dacă toți sunt adulți și toate cele, de ce nu-mi iau eu așa frumos un suc, că-mi permit și am voie? Și cred că am nevoie și de o mașină, pentru că, până la urmă, sunt adult, pot să conduc. Mă rog, sper că nu o mașină de foc, totuși. Aola, da, merge răpciuga asta, zici că stă, frate. Bă, da, greu mai merge, bă! Ok, cred că o să trească să schimb mașina asta de familie. Ce, mă? Vrăjitor? Oho, pe cine avem noi aici? Domnul de foc silențios? Mă, ce? Nu, așa ceva nu există, nu, visez, efectiv nu e real. Nu, efectiv m-am întâlnit cu vrăjitorul pe stradă.
Mă, ce? Ce faci, mă? Dormi pe stradă? Da, cred că aici n-am fost atent, dar... După ce că am pățit ce-am pățit, mă, mai și ei tu acum la întrebări. Și măcar uite de la mine când vorbești cu mine, nu? Ia spune tu, silențiosule, ce ai pățit? Ce-am pățit? Ce nu am pățit, poate? Hai, urcă, hai să mergem undeva să vorbim. Ok, date! Hai, mă, frate, mi-a stricat și mașina asta. Îmi vine să-mi folosesc toate puterile și să... firaria să fie... Bă, frate, da, nu ești un șofer prea bun, să știi. Mersi, mi se spune des. Aici stai tu? Da, hai să intrăm. Ok, bine. Ok, mamă, ce casă goală sau ceva. Da. Păi și până la urmă... Da, de ce suntem aici? Ca să-mi spui problemele, nu? Ah, da, exact. Deci, domnule vrăjitor, haide să vă spun de la început. Și după am intrat într-un portal și efectiv era familia acolo. Era soția mea, copilul meu și eu nici măcar n-am așa ceva. Aha, interesant. Și tu vrei să te întorci înapoi la viața ta normală? Da, chiar aș vrea, dacă se poate. Pot să fac chestia asta? Ah, e destul de greu, dar da, te pot ajuta. Mersi! Apasă butonul din sufragerie. Ce, mă? What? De ce e un buton în sufragerie? Doamne, mi-e și frică, dar dacă asta e singura soluție, ok. 3, 2, 1 și... Wow! Mă, ce se întâmplă aici? Savantule? Ok, ascultă. Nu este chiar asta, chiar așa ușor să te scăpăm de asta. În momentul de față ne aflăm între tărâmul de foc și tărâmul de apă. Noi practic trebuie să te rupem de acest blestem ca să nu mai fii un om de foc, după care trebuie să dau timpul înapoi ca să te aduc în prezent. Sună complicat, nu? Ei bine, da, chiar sună complicat și întrebarea mea e: pot, te rog, să-l iau și pe te din toată expediția asta? Adică n-aș vrea să fiu singur. Da, mă rog. Yay! Păi și ok, ce trebuie să fac ca să mă rup de acest blestem? Ce, mă? Parcur! Da, normal. Vrei să te ajut sau nu? Ah, ok, fie. Bă, frate, dar nu-i corect. Adică, băi, ce fac, ce nu fac? Fac un parcur și în momentul de față fac un parcur mai roșu decât mine. Nu știu dacă vă dați seama, ceea ce este o problemă mare. Și de ce fac așa, n-am nici cea mai mică idee. Dar un lucru e cert, trebuie să dați un like la chestia asta, pentru că, băi, nu mai suport efectiv să fac parcur. Și, băi, ăsta chiar e ciudat. Adică ăsta e, cred că cel mai ciudat parcur pe care l-am făcut vreodată. Și scrieți-mi voi în comentarii dacă ați văzut parcur mai ciudat. Bă, da, e ceva. Ăsta e parcur de foc, frate. Pentru că efectiv fac parcur doar în culori roșu, portocaliu, chestii de-astea de foc. Ceea ce mi se pare cam interesant. Ia uite că o să sar doar câte două blocuri, pentru că eu pot și sunt șmecher și știu să fac parcur. Adică fac ceva la nivel înalt aici. Woohoo! Bine, mă! Uite de-o pleacul ăla! Mamă, ce în față! Și da, în orice caz, voi ce mai faceți, cum mai sunteți, cum este ziua voastră? Vreau să scrieți în comentarii ce ați făcut astăzi, de când v-ați trezit până acum. Eu efectiv n-am făcut nimic, eu doar gen m-am trezit și m-am trezit filmând sau ceva. Bine, de fapt, glumesc, m-am trezit fiind bebe de foc. Ai de capul meu câte chestii sunt în față, dar da! Yay! Ok, bun, cred că nu trebuie să fac asta. BAM! Ok, stai așa că pot să fac și asta, cred. Da, în orice caz, e foarte greu parcurul ăsta. E cel mai greu parcur pe care l-ați văzut vreodată, probabil. Și asta, pe bune, e cea mai ciudată experiență pe care am trăit-o vreodată! Haide, bun, ok, bun, ok, no! Și acum ce trebuie să fac, frate? Să sar pe blocuri de slime, dar nu merge! Și Geranimo! No! 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 Chestia asta nici măcar nu e posibilă. Oh, ba da, e! Oh, ba da, e! Oh, ba nu! Alo? Ce se întâmplă? Ok, stai... Wow! No! Bă! Lăsa, frantule, te urăsc! Woohoo!
Mamă, ce tare! Asta chiar e șmecheră! Mamă, și... da, logică, nu pot să o iau pe aici, că era prea mișto să pot să o iau pe acolo. Mamă, uitați-vă acolo! Uite acolo, curcubeul ăla! Mamă! Ce urmează? Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional. Cred că asta o să fie cea mai tare chestie. Pregătiți-vă, pentru că urmează cea mai tare chestie din lume. Ok, bun, haide, fii atent. Oh my god! Asta o să fie prea tare! Wow! Asta nu e atât de tare. Wow! Hai mă, frate! Asta da, într-adevăr. Wow! Și am terminat! Yay! Mamă, cât de tare a fost! Wow! What? Sunt înapoi? Sunt normal? Nu se poate! E casa mea normală! Oh my god, savantule, mersi că m-ai salvat! Bravo! A fost greu? Da, chiar a fost și te urăsc, efectiv.